Bună dimineața, bună dimineața, dimineața tuturor. Ce faceți, cum sunteți? Ceva probleme după antrenamentul de ieri? Dimineața tuturor, salut Denis. Așa cum v-am scris în descriere, astăzi o să facem un pic partea de la începutul antrenamentului, o să facem un pic în mișcare, da? O să facem câteva exerciții de alergare, exerciții din școala alergării. Da, după care o să facem și o parte de benzi elastice și următoarea parte abdomene. Da? Eu am pus acum aici, după cum vedeți, o scăriță, mai mult așa ca să am niște repere, dar dacă nu aveți o scăriță în casă, niciun fel de... Salut, Vasi, febră! Să știi că și eu l-am resimțit un pic, așa că tot mai bine antrenamentul de astăzi bazat la început pe niște exerciții de alergare, da, de corecție, o să ne ajute. Neața Irina, bun, deci eu am pus o scăriță aici, după cum vedeți, este o scăriță mai mult pentru a avea niște repere. Dacă nu aveți o scăriță în casă, niciun fel de problemă, o să vă arăt exercițiile și încercați cumva să vă imaginați că aveți în spațiul unde vă antrenați, aveți o scăriță. Ok? Așa cum am spus, astăzi o să lucrăm un pic parte de exerciții din școala alergării, o să folosim un pic și benzile elastice, după care parte de abdomen. Ok? O să avem serii de abdomen cu pauză. Încă o dată, bună dimineața tuturor! Sper că toată lumea este în regulă. Știu că câțiva dintre voi deja mi-au scris că au febră musculară după antrenamentul de ieri și eu l-am simțit, așa că nu sunteți singuri. Bun atunci, păi dacă toată lumea este gata, nu uitați, Neața Dina, nu uitați, mărul lângă voi după antrenament, da? Apă și să-i dăm drumul la treabă, ok? Spor! Bun. Începem un pic, da? Ușor, de sus. Ne dezmorțim ușor, ușor. Dați drumul, da? Rotări de cap, dai drumul. Ok, și aici, stânga, dreapta, ușor, ușor, da? Hai, rotește bine, rotește bine, rotește bine. Și aici ușor, da? Stânga, dreapta, du-te cu brațul bine deasupra capului. Nu mai spate ca să mă vedeți, da? Pune presiune pe bazin, da? Împinge-l și cu celălalt braț te duci în contră cât mai mult, da? Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, 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 bun. Ok. Bun. Sus și merg în lateral aici, cât mai în spate, da? Deci merg înspre călcâi. Sus ne întindem. Jos. Ok. Enrica, Eddie, andiamo su e andiamo con le mani più dietro possibile. Ok? Și sus, sus, sus. Bun. Și di nou. Ok, și sus, în partea cealaltă, încă o dată, sus, în spate, da? Ok, bun, 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 bun. Acum, facem câteva plecări, mimăm îndreptările, da? Aici și ne ridicăm, da? Îndoim ușor picioarele și ne ridicăm. Și 1, 2, 3. Când merge jos, spatele drept, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nu uitați, spatele drept, 10. Ok, bun, 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 bun. Ok, bun. Acum ridicăm piciorul sus, alternativ. Alțiamo il piede, il ginocchio su, alternativo, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Bun, scutur. Acum vom face în lateral, da? Aici vom duce mult lateral, ok? Începem. 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, ok. Acum atingem, da, interiorul. Tocchiamo il piede, ok? Alternativo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Acum în exterior, ok? Exterior, ok? Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, bun, ok. Acum, sui piedi, piedi bine, bine alungati, cerchiamo di tocchiamo, da, picioarele bine întinse, încercăm să atingem vârfurile picioarelor, da, direct. Și 1, 2, da, aici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, scutură, scutură. Bun, dragii mei, dăm drumul ușor, skip, skip, ușor, ușor, da. Și ușor, cred că e la șezut, lovește, 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 lovește acolo, lovește acolo. Din nou, skip, skip, skip. Bun. Și cu fața, da? Andiamo un po' avanti, 3-4 pași, dietro, di nuovo, ok? Haide, 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 haide. 3-4 pași în față, 3-4 pași în spate, da? Ușor. Da? Încălzim bine glezna, încălzim bine, mai ales că dacă avem febră după antrenamentul de ieri, ne încălzim și acum în lateral și, și ușor, mă interesează, nu intens, și continuu, continuu, lateral. Din nou, din nou, din nou. Ok, ok, bun, bun, bun. Ok, pauză, pauză. Bun, ok. Începem acum la niște exerciții la această scăriță. Încă o dată, dacă nu aveți scăriță, niciun fel de problemă, da, încercați să vă imaginați și să facem mișcările și exercițiul pe care o să vi-l arăt, ca și cum aveți niște pătrățele, da? În fiecare pătrățel să mă urmăriți și să faceți același exercițiu. Ok. Bun, sper că mă vedeți, sper că se vede bine scărița. O să încep de aici, da? Orientat, de fapt de aici o să încep din spate ca să mă vedeți. Ok. În afara scăriței, din skip, voi încerca să pun un picior în interior. Îmi imaginez că am câteva pătrățele în fața mea. Am mai exact 1, 2, 3, 4, 5 pătrățele, da? Și voi încerca să introduc din schimb, rămânând în afara scăriței, un picior, da? Și un picior îl pun în interior. Și dă-i drumul, dă-i drumul. Ok, și acum invers, da? Rămân în exterior, pun piciorul în interiorul scăriței, da? Și și continuu, continuu. Hai, rămâi pe aceeași linie, după care pui un picior în lateral. Și, și, bun. Bun. Ok, continuu, continuu. Și, și, bun. Ok, bun. Încă o dată, încă o dată, dus întors. Și, ok, schimb în exteriorul scăriței, bag piciorul în interior. Și, aici. Și, ok, mă întorc și am terminat, pauză. Și, ok, bun, pauză. Sunt exerciții bune de coordonare, exerciții pentru alergare, școala alergării, care o să te ajute să îți îmbunătățești tehnica de alergare, da? Și să mergi mai bine, da? Pentru că îți activează foarte bine
și zona de mijloc, dar și partea de îți dezvoltă, așa cum am spus, mobilitatea, îți dezvoltă coordonarea și te va ajuta să-ți îmbunătățești alergarea. Ok? Bun. Următorul exercițiu, din același, din afara scăriței, da? Vă puteți imagina scărița în dreapta dumneavoastră sau dreapta voastră sau în stânga voastră, depinde cum aveți loc în spate, în cameră, da? Tot timpul, acum vom face în diagonală, da? Deci în diagonală pun piciorul, ca și cum încrucișez piciorul, da? Peste celălalt. Celălalt picior va rămâne în afara scăriței, da? Aici. Și 1, 2, bun, 3, bun, și 4, ok? 5, ok, în partea cealaltă, și 1, 2, 3, 4, 5, din nou, și interior, da? Piciorul merge peste cel de sprijin, merge în fața lui, da? Și, bun, bun, încă o dată, și, dă drum, și, 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 ok, în partea cealaltă încă o dată, dus în toți, ok, încă o dată, ok, bun, bun, bravo, 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 super, ok. Bun, scutură picioarele, scutură picioarele, ok. Acum, ca și cum am făcut și la încălzire, da? La fel, vom face alergare laterală, schimb lateral. Încercați să nu mergeți în diagonală, da? Ci să mergeți bine, da? Să mergeți bine în lateral, practic împing, împing, împing în lateral, da? Nu merg în diagonală, tot timpul împing piciorul în lateral, ok? Începem, eu o să fac în interiorul scăriței, voi imagina ca și cum aveți o scăriță, da? Tot timpul orientat bine, niciodată în diagonală, deci tot timpul orientat bine în față. Dăm drum și 1, 2, 3, 4, din nou, 1, 2, 3, 4, și 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 1, 2, 3, 4, încă o dată, 1, 2, 3, 4, și 1, 2, 3, 4, ok, bun, respiră, v-am zis, alergare aici la semi, da, tot timpul pe vârful, spatele drept, orientat tot timpul în față, ok, bun, următorul exercițiu, da, încercăm să-l complicăm un pic, vom face un picior merge în interior, celălalt picior care stă în exterior scăriță, îl vom ridica sus. Aici. 1, 2. Celălalt picior stă întins. În momentul în care împing piciorul, celălalt se ridică. Da? Încă o dată. Aici. Da? Piciorul care merge în interiorul scăriței va fi bine întins. Cel care rămâne în exterior, sus genunchiul. Ok? Și 1, 2, 3, 4, 5, ok? Și aici, 1, 2, 3, 4, 5, și încă o dată aici, și 1, 2, 3, 4, 5, și încă o dată, 1, 2, 3, 4, 5, bun, pauză, pauză, ok, acum, următorul exercițiu, da, îl vom face, skip cu piciorul în interiorul scăriței, celălalt care rămâne călcâiul așezută, da, o să-l aduc la spate aici, cu celălalt fac o ușoară săritură în interior, cu celălalt îl duc călcâiul la șezută, ok? Sunt exerciții de coordonare, exerciții, așa cum am spus, o să vă ajute la alergare, să vă îmbunătățiți alergarea, ok? Ok, începem și skip în afară, merg un picior înăuntru, celălalt fac călcâi la șezut care rămâne în exterior și
1, 2, 3, 4, 5 și aici. 1, 2, 3, 4, 5, încă o dată și 1, 2, 3, 4, 5 și încă o dată și 1, 2, 3, 4, 5, ok? Nu uitați, dragii mei, important, brațele. Tot timpul brațele, mai ales când facem exerciții de coordonare, să ne folosim brațele, ok? Următorul exercițiu, da? Vom pleca, voi pleca de acolo ca să mă vedeți. Voi intra tot timpul cu stângul, după care cu dreptul în centru, stângul afară, dreptul afară, ok? Aici. Deci avem scărița, avem pătratele pe care ni le imaginăm dacă nu avem scărița și vom intra stângul dreptul, ieșim din nou stângul drept afară. Tot timpul atac cu stângul, ies cu stângul prima dată, ok? Începem, ajung în partea asta, după care atac cu dreptul, ies cu dreptul, ok? Începem, Erika, prima. Con il sinistro, attacco, esco con sinistro. Ok? Dopo, da là, facciamo, attacchiamo con il destro, primo piede che esce fuori, uguale destro. Ok? Incepem. Și, stângu, dreptu, stângu, dreptu, stângu, dreptu, stângu, dreptu, stângu, dreptu. Acum, atacăm cu dreptu și dreptu, stângu, dreptu, stângu. Bun. Și, ok, încă o dată, stângu și stângu. Stângu, stângu, bun, stângu, ok? Și acum cu dreptul, bun. Dreptul intră, dreptul iese primul și încă o dată și bun, bun, bravo, bravo, ok? Dreptul acum, dreptul acum. Ok, pauză, pauză. Ușor, ușor, o să vedeți că începând să faceți, să le faceți cât mai des acest exercițiu, să vă ajute foarte mult la dezvoltare și la îmbunătățirea alergării. Ok? Bun. Următorul exercițiu, da? Ăsta este mult mai simplu, pentru că vom face skip stânga-dreapta, însă înaintăm, la fel. Intru în scăriță, ies afară cu ambele picioare, da? Începem. 3, 2, 1 și ambele picioare, da? Aici. Aici. Aici, în față. Ok? Și acum cu spatele. Și cu spatele. Bun. 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 Ok. Din nou cu fața. Din nou cu fața. Ok? Și acum cu spatele, da? Atenție, tot timpul ne puneți picioarele, spatele drept. Dați drumul la brațe. Încă o dată. Și. 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 Bun. Hai. Ok. Hai. Bun, bun, bun. Încă o dată cu spatele. Și. Cu spatele. Și. Și. Bun. Ok. Pauză, pauză. Scutură. Bun. Bun. Așa cum am spus, facem acum cu benzile elastice, încă o dată. Nu este niciun fel de problemă dacă nu aveți benzi elastice, însă o să vedeți cât de important este să lucrăm cu ele și să ne ajute, v-am zis, în primul rând la prevenție. Sunt niște benzi care, odată ce te antrenezi cu ele, v-am zis, îți îmbunătățește zona centrală, zona care face legătura între partea superioară și partea inferioară a corpului. Ok? Nu uitați, în postare aveți acolo niște linkuri care vă pot ajuta, da, în caz că nu aveți aceste articole. Bun. Vom lucra de data asta cu două benzi, banda mai grea, în cazul meu, care este cea mai dură, da, mai tare, o punem sus, deasupra, exact deasupra genunchiului, da, iar cealaltă medie o punem la gleznă. Ok? Bun. Și vom face la fel câteva exerciții la scăriță, tot așa pentru a întări zona de glute, fesier și psoas, ok? Care sunt mușchii foarte, foarte importanți la alergare, da? La mișcare, la ridicarea treptelor,
tot timpul o să simțiți, când o să lucrați această zonă foarte bine și o să o dezvoltați, o să simțiți diferența. Bun, începem în joc de gleznă, da? Din joc de gleznă ducem piciorul cât mai bine în exterior, ok? La fel, tu controlezi elasticul, nu te va controla el pe tine. Și când duci piciorul înapoi, controlat, da? Începem și 1, 2, ține abdomenul tare, 3 și 4. Bun, invers. 1, 2, 3, 4, ok, încă o dată și 1, 2, 3, 4, bun, și 1, 2, 3, 4, hai pisi, hai nur, hai de unul, hai nur, nur, hai nur, hai, bun. Ok, așa sunt cu pisicile, trebuie invitate. Bun, 1, 2, 3, 4, ok, invers, 1, 2, 3, 4, bun, pauză, 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 ok, bun, 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 scutură, scutură, da, cine nu are benzi elastice, la fel, încercați să lucrați cu aceeași mișcare, da, țineți tare abdomenul, faceți un pic mai înceată mișcarea. Ok, Erika, se non avete elasticii, senza problemi, piano piano faccio lo stesso esercizio, ok? Bun. Ok, începem încă o dată, da, acest exercițiu la fel, da? Îmi țin direcția de alergare și doar piciorul merge lateral, da? Țin tare abdomenul și mă folosesc de brațe. Spatele drept, privirea în față tot timpul și împing bine elasticul în exterior, revin controlat, da? Dăm drumul și 1, 2, 3, 4, bun, înapoi și 1, 2, 3, 4 și de drum, de drum, 1, 2, 3, 4 și înapoi și 1, 2, 3, 4, ok, bun, scutură, scutură, bun, 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 pauză. Mai avem un singur exercițiu, da, după care coborâm la sol, menținem benzile la genunchi, după care vă arăt următorul exercițiu, ok? Respiră, tot timpul scutură. Important este ca de la exercițiu la exercițiu să fac și mai bine. Spatele să-l țin mai drept, brațele să mi le mișc mai bine, respirația în timpul exercițiului. Ok? Începem. 3, 2, 1 și împinge și împinge. Țineți, mențineți cursul de alergare drept, da? Și în partea cealaltă. Împinge. Tot timpul pe vârfuri, tot timpul pe vârfuri, da? Deci tot timpul pe vârfurile picioarelor aici. Ok, și încă o dată. Ok, bun, scutură. Punem aici scărița deoparte. Ok, bun. Rămânem cu benzile, da, la picioare, punem salteaua jos. Ok. Sper că mă vedeți, sper că este totul ok. Teo de elaborare, Erika. După, pomeriggio. Ok. Bun. Ok. Mă întind pe spate, da, ne întindem pe spate. Ne întindem pe spate, sper că mă vedeți. Mă pun aici un por, ușor în diagonală, ca să mă vedeți. Să văd mai în spate. Ok, da? Depărtez, da? Pun presiune pe benzile elastice și la gleznă și la genunchi, da? Sus, capul rămâne jos, palmele în sol și sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Bun. Ok. Ce e important în acest exercițiu? Dacă lucrați fără benzi, important este ca genunchii, da? Să nu rămână pe aceeași linie. Când urcați sau coborâți, să nu se miște. Da? Este important să țineți fix cât mai tare. Da? Dacă lucrați cu benzi elastice, la fel. Când urcați și coborâți, genunchii trebuie să rămână fixi. Da? Pentru că elasticul are tendința să stragă genunchii în interior. Forțezi și o să simți aici, la fesier, la glute, cum lucrează. Ok? La fel. Începem. Bine depărtat, talpa pe sol, palmele orientate în jos. Da? Capul jos și începem. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Ok. Pauză, pauză. Următorul exercițiu, da? Din aceeași poziție, da? Cât aveți pauză, vă uitați. Puneți capul jos. Sus, da, piciorul întins și trag ușor în lateral, da? Dacă vă este greu cu două benzi, puteți să dați banda de la gleznă jos. Dacă nu, mă interesează să țineți bazinul sus și foarte puțin îl împing în exterior, revin. Când revin, nu vă duceți cu piciorul peste celălalt de sprijin. Important este să rămână paralel cu celălalt, ok? Vom avea 8 pe un picior, 8 pe partea cealaltă, da? Încă o dată aici, da? Sus, te poziționezi bine pe omoplat, întind piciorul și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun, ok? Celălalt, sus piciorul și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ok, da. Am făcut 10. Două mai mult pe partea stângă. Bun. Recuperăm, recuperăm. Încă o dată avem la fel. Da? Mărim. 10 și 10. Dreapta stânga, după care dăm benzile elastice. Facem un pic de skip. Descărcăm, da? Pentru că s-a acumulat un pic de tensiune în zona bazinului, da? Glutelui. După care trecem la partea de abdomen. Încă un exercițiu, da? Coborâm. Sus, ne poziționăm bine pe omoplat, da? Un picior întins, vârful tragi bine la tine și începem. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun! Rămâi sus, rămâi sus cu bazinul, celălalt picior. Piciorul întins și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Benzile jos. Benzile jos. Da? Ne ridicăm în picioare. Și facem un pic de skip. De skip lateral. Da? Să descărcăm zona pe care am lucrat-o. Da? Și de drum. Skip, skip, skip. Da? În lateral. Dă-i drumul, dă-i drumul, dă-i drumul. Și, și, și. Ține, 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 ține. Încă o dată dus-întors, încă o dată dus-întors. Bun, 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 bun. Ok, pauză. Bravo, bravo. Începem acum parte de abdomen. Avem pauză. Nu uitați, dragii mei, distribuiți, like la pagină, da, să fim cât mai mulți aici. Aduceți-i la mișcare, ok? Bun. Ok? Urmează un exercițiu de abdomene. O să fie legat. Avem 6 exerciții. Bun. O să avem 6 exerciții în continuu, da? Pauză. Pauză este doar cât schimbăm exercițiul, da? Câteva secunde, după care avem pauză după cele 6 exerciții. Ok? Respiră, da? Primul exercițiu avem, da, vi-l arăt, mă întind pe spate, aici, abdomen, mergem la genunchi crucișați, aici, 1, 2, 3, 4, da? Deci avem așa, 8 și 8, după care vă explic următorul exercițiu, fluturări,
forfecări în față. Însă primul exercițiu, abdomen, da, mâinile la ceafă, ducem coatele la genunchiul care vine către tine. Celălalt picior merge întins. Ok? Deci 8 și 8, după care următorul exercițiu, da? Pauză cât schimbăm. 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, următorul exercițiu, așa cum am spus. Stai că s-a întrerupt un pic, nu știu de ce, însă acum toată lumea mă vede, e ok? Sper că este în regulă. Bun, începem, da? Avem forfecări, da? Aici în spate. Un pic ne ridicăm de la sol, omoplatul stă sus și începem. 10 și 10, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Următorul, da? Următorul lateral, da? Ducem picioarele laterale întinse, le apropiem, la fel. 1, 2, 3, 4, da, 20. Începem și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Următorul, aici, picioarele îndoite. Dăm drumul 20, picioare la 90, împing aici ca și cum am o greutate și vreau să o împing, da? Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Următorul, da? Același lucru, duc și ridic fundul de la sol, alțo il bacino su, e dopo vengo con lui giù, ok? Dai, Erika, ok? Deci, cap pe spate, ridicăm bazinul și coborâm. Ridicăm bazinul de la sol și coborâm. 20, dă drum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Următorul, da? Picioarele sus, da? Stânga, dreapta. Sau cine nu poate să ține picioarele sus, se lasă mai pe spate și face aici stânga, dreapta. 20. Haide, 3. 2, sus picioarele, împreună palmele și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, pauză, te întorci pe burtă, întinde bine abdomenul ce am lucrat, da, și repetăm, haide, întinde bine, da, picioarele, da, vârfurile picioarelor sunt întinse. Întinde bine abdomenul, da? Lasă să cadă bazinul, cap pe spate. Ok, du-te cu fundul pe călcâi. Relaxează spatele. Pauză, pauză, pauză. Ok, ok. Bun, bun. Ne pregătim. Începem a doua serie, da? La fel, da? Palmele la ceafă, încrucișat, 20, 10 și 10. Sper că mă vedeți, e totul ok? Îi dăm drumul în 3, 2, 1 și 6 exerciții. Dați drumul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Următorul exercițiu, da, forfecări în față, corpul ușor ridicat, dar nu atingem cu omoplatul, mâinile pe lângă corp, la fel, 20, dați drumul și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bun. Respiră, respiră. Următorul exercițiu, da? Ducem în lateral, apropiem, la fel, 20. Pregătim. 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, ok. Încă 3 exerciții și avem pauză. Haide, haide, trage de tine, trageți, nu renunțați, nu renunțați. Știu că arde, știu că doare. Respirați. Acum, picioarele la 90 sus, împingem, da? Împingem aici cu palmele în lateral, ca și cum avem o grele toate și vrem să împingem. Da, ne lăsăm pe spate. Picioarele 90 aici și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, ok. Următorul, da, ridicăm bazinul, la fel cu picioarele îndoite, ridicăm bazinul sus și venim cu el jos. Toată lumea este în regulă? Mai sunteți? Sper că toată lumea se simte bine, da? Eu începe la fel, încep să, și eu la fel să-l simt, dar asta e bine, lucrăm partea de abdomen. Și sus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun! Încă unul, încă unul și după aia am o întrebare pentru voi. Hai, 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 hai! Haide, ultimul, 20, da? Picioarele sus, împreunăm palmele și dăm drumul, răsucim, ne uităm după brațe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, pauză, da? Întinde bine, te pui pe burtă, da? Picioarele jos și întinde. Capul sus în tavan. Sus, 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 sus în tavan, sus în tavan. Răzucesc și stânga, 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 dreapta. Ok. Și du fundul pe călcâi. Respiră. Așadar, când avem pauză, o întrebare pentru voi, pentru toți cei care au rămas live în antrenament. Deci, toată lumea pregătită pentru a treia serie? Îmi spuneți, da? Doi cât un ok vreau să văd de la voi și înseamnă că e în regulă. Dacă nu, hai să văd, hai să văd. Cât avem pauză, cât avem pauză, un ok de la toată lumea să vedem dacă merge a treia serie. Bun. Atenție că dacă nu răspundeți, o să le iau ca da, că merge. Bun. Încă e ok, încă mai avem. Bun, 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 bun. Bun, Basi. Hai că dăm drumul a treia serie. Avem doar... unul. Bun, Tudor, super. Haide. Ne mișcăm. Hai să văd, hai să văd. Beți apă, beți apă. Bun, hai să nu se răcească abdomenul. Dăm drumul a treia serie. Bun, și 3, 2, 1, sus. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, ok. Fluturări, 20, da? Ridicat un pic corpul de la sol, dăm drum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, sus. Scutură, ok, depărtat acum, da, și 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ok, hai, că începe să doară, Încă 3 exerciții, nu renunțați. Picioare la 90, împing acolo palmele în exterior și 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Ok, sus bazinul. Sus bazinul, 20 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, ok. Ultimul, haide, trageți de voi, ultimul exercițiu, sus picioarele, împreună palmele de drum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bun, ok, întinde-te pe burtă, mâinile la nivelul umerilor, da? Palmele la nivelul umerilor și împinge acolo, mult, rămâi, lasă bazinul să cadă, ok, du fundul pe călcâi, bun, din nou în față, ok, bun, ok, din nou fundul pe călcâi. Bun. Beți apă. Ok. Edi, cum este stato? Riadete-mi mia moglie. Ok. Ok, oameni buni. Să vă fie de bine. Chiar am simțit și eu foarte bine abdomenul, da? Deci chiar ardea. Așa că aștept feedback-ul vostru, aștept să-mi spuneți cum a simțit cele 3 serii de abdomene. Da? Puteți să-l repetați, puteți să-l faceți și mai târziu antrenamentul. Cine intră mai târziu poate să-l îl găsește aici postat. Nu uitați, oameni buni, fructul după antrenament, da? Fructul după antrenament, obișnuiți-mă, Edi, mi raccomando, dopo l'allenamento, un frutto, va bene? Non cioccolato, non panettone, ok? Ciao Giudita, ricordatevi, frutto dopo allenamento. Sper că toată lumea a fost în regulă cu antrenamentul de astăzi. Învățăm să lucruri și exerciții noi. Și eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem mâine la ora 9 și nu uitați tot timpul. Aveți grijă la alimentație. Nu mai este mult și o să ieșim din starea asta. Da, te pup, Adina. Mulțumesc. O să ieșim cât mai repede din această stare. Haideți să ne gândim la sărbători, să gătim, să facem lucruri frumoase în casă alături de cei dragi și să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine. Aveți grijă de voi, fiți responsabili, rămâneți copii, aveți răbdare, rămâneți în casă. Știu că nu este ușor, știu că nu mai aveți răbdare, suntem noi adulții la fel, dar voi copii, așa că încercați. Si, Enrica, un frutto dopo l'allenamento. Ognuno è può scegliere un frutto. È importante perché in prime 30 minuti il corpo assimila più bene, ok, quello che abbiamo perso. Și eu vă mulțumesc, aveți grijă de voi, nu uitați, like la pagină, distribuiți și încă o dată, nu uitați, aveți acolo în postarea mea câteva link-uri care vă pot ajuta. E bine, așa cum am spus, în fiecare postare să aveți la voi un kit,
Da, fie ați văzut cât de ce spațiu mic ocupă în casa noastră. Sunt benzi, niște greutăți, o saltea, o scăriță, un elastic, deci ocupă foarte, foarte puțin loc în casa voastră, dar care vă ajută foarte, foarte mult. Nu uitați, dragii mei, minte liberă, corpul antrenăm și pofta pe care o văd în fiecare dimineață la voi, dați-o mai departe. Încercați să atrageți cât mai mulți, da, prieteni, vecini, soț, soție, aduceți-i la sport să facem sport împreună. Ok, Badina, sper, trebuie să faci poză cu pătrățelele. Dacă o ținem tot așa, antrenament în fiecare zi, cu exerciții bine făcute, sunt sigur că toată lumea o să fie mulțumită la vară, pe strand. Încă o dată, aveți grijă de voi, fiți responsabili, dragii mei, rămâneți acasă și să ne vedem cu bine. Zi frumoasă!